Medalia de aur obținută la top 12 cadeți, competiție desfășurată chiar la Câmpul Lung, îl menține pe sportivul de la CS Pristavu Ștefan Tonghioiu în fruntea cadeților din România. Conform clasamentului dat publicității de Federația Română de Tenis de Masă, imediat după concursul de la Câmpul Lung, Ștefan Tonghioiu este pe locul întâi cu 434 de puncte, urmat de Dragoș Oprea de la CSM Buzău cu 390 de puncte. Vă reamintim, Mușcelanul a obținut 11 victorii din tot atâtea partide disputate, pentru care a obținut un total de 180 de puncte în clasament. Tot de la CS Pristavu Câmpulung în top mai apar Mihai Zanfir, locul 10, Cristian Chiriță, locul 15 și Alexandru Ferraru, locul 18.